Vecine-i! Dă-te, bă, încoa, vecine-i! Ce, bă? Vino, bă, încoa, bă, că să mai bem o țuică, mai vorbim, dreacu, că azi e sărbătoare. A, că bine zici, bă. Ce, dreacu, faci, bă, cu alea, bă? Cu ce, l-am descărțat-o pe soacră mea, bă, să baligă tot timpul. Bă, trebuie să scapă pe ea, am pus curtea de baligă, trebuie să o blând toți, ce-ți bea, bă? Așa e, bă, patimă cu ăștia bătrânii. Hai noroc, sănătate. Hai noroc, să trăiești. Cum e, bă? Bura, dracu, bă. Băi, eu fusei până obor pe acelea. Fusei pe la găinile așa, bă, am luat niște găini, am luat tăticul niște găini. Ha? Bă, să fiu alea, pestrițele alea. E frumoase, bă. Bă, face singure ouă, ha? Merge, le spală la șgheab, la fântână și le bagă și în frigider. S-a mor tu. S-o fiu, dragă, uite, aia cu gâtul gol, aia le face și ouă ochiul. Când... E date, dracu, bă. Da. Nu că și tăticul lor niște găini, pa. A, tăticul niște găini, bă, face niște tot așa. Face ouăle, spală, le duce la frigider, le bagă în frigider. O fi aceeași rasă. Nu, că e altă rasă, cred că ale mele face niște ouă mari, bă, face, zici, cu ouă de struț, uite așa, niște ouă. Găinile? Da. Bun. Și nu poate, bă, să le ducă la frigider de grele ce ești. Și atunci s-a gândit tăticul și a luat și o pereche de struț. Struț? Da, a luat struți. Ca... Și care struții ouă? Da, ca să ducă ouă la șgheam, le spală și le bagă în frigider. Și ai luat pereche de struți sau? Pereche, că asta e problema. Și ăștia face ouă. Face ouă și e mare, bă, asta e mai mare, e ca pepe. Dar ce zic eu ca pepe? E ca dovlece ea, bă, uite așa, cum era la caleașca lui Albă ca Zăpada, când îi cădea condurul, știi? El a furat mica sirenă și a vrut să încalțe și nu putea, că avea coadă. Da, și mare așa, știi? Și acum le duce pe alea legăinul, dar pe alea lor nu poate, care, că e mare, e mare. Păi e cât o ole de elefant, bă. Și face și el și ea? Da, amândoi. Și îi face ouăle ca de elefant? Da, și a trebuit să luăm și o pereche de elefanți, bă, ca să poată ducă ouăle de struț la... De unde trebuie? Elefanți n-am mai văzut pe acelea de... A, păi nu, bă, e luat de la corabia, de partea aia, nu-i de aici din gros de bodu. Noi, băi, ca cine... La târg. Alea, da, și cu ăștia avem o problemă. Cu elefanți? Da, bă, păi... Și face niște ouă, și elefanți face ouă, știi, că se mulțește pe ouă, să face niște ouă cât ouăle de dinozaur. Păi am văzut, am văzut că ăsta când iese nu dă cu ciocul cum iese pui, ei dă cu trompa. Da, că are niște ciocănele mici, cum e la aia la autobuz, e ăla de spar geamul în caz de incendiu, așa are un ou, un ciocănel mic și le ia cu trompa după peretele ouului și pac, pac, păi iese afară. Până am avut și când trăia bunicul, știi, a avut la, hai noroc, a avut la clocitoare puși, dar noi nu puteam să le întoarcem, le întorceam cu macarau, că luasem o macara de aia mare. Păi și astea, bă, și astea sunt mari, de... noi n-am mai găsit macarale pentru ouăle astea ce mari e și atunci trebuie să întoarcem globul pământesc, bă, ca să poți să întorci ouăle fără să le miști, fără... Mari, bă, mari. Mari și nu poate să le ducă la frigider, înțelegi? Le spală la șgheap, dar nu poate să le ducă la frigider. Și atunci ne-am gândit să luăm o pereche de dinozauri ca să iau ouăle de elefant, să le ducă la șgheap și pe ouă la frigider. Tu unde dinozaurul, bă, dinozaur? Mai era unul încolo pe la vazul lui, dar nu mai are că i-a terminat. Am luat, am vorbit cu unul de la București, unul Antipa. A, ăla de vindea și... Da, a murit, are acasă mascheles pe îndulapuri. Dumnezeu, hai să-i fie primit. Doamne ajută să stai să mai pui o leacă, că nu mai... Da. Altceva ce mai pui, curte pe acolo, ce dragul, uite, că ți-ai făcut solar? Poate, păi nu vezi, uite cât a solarul am, uite, solar frumos, fii atent că pui castraveți acolo și vine cu scară rulantă, așa întoarce singurii, leagă, mari, și roșii, am roșii, ca capul de bus e roșia. Păi, ești nebun? Da, roșii mari, nu știu ce ras o fi și le stropește cu ce, nu știu, da, crezi mari, bă, tată, roșii mari, castraveți mare. Mari? Am castraveți, uite, ca așa, ca pe picior crește și înăuntru sunt castraveciori mai mici. Deci, ei depinde, dacă vrei, iei castraveciorii mici, faci ceva cu ei și ăsta mai felez de salată. Dacă și eu am, mi-am făcut solar, dar nu ca al tău. Da, mai mare, de vreo 4 ori mai, da, 4-50 de ori mai mare că e. Bă, face niște roșii, bă, ce zic eu, cât o daci, bă? Roșia. Roșia, da, și castraveții e așa de mari că... Că nu poți să-i... E lungi, bă, nu încape în papuc să-i duce la piață. Și atunci am făcut contract cu un angro de ăsta și vine și ia cu tirul, bă.
Păi și cât să bagi, mă, în tirul ăla? Cât... Păi trei castraveți, mai mult nu-i trebuie de trei castraveți, că e lungi și groși, băi, ca stâlpul de telegrafic castraveți. Și ăștia ai mei la fel, faci ăștia castraveți mai mici înăuntru, pe care dacă îi desfaci, înăuntru e borcane cu castraveți de aia mici. Direct murați. Da. Bă, am văzut, de la tine sunt aia. Aia, aia. Am luat și eu, am făcut în remurcuță, am făcut salată de roșii, că nu puteam să fac mari, bă, mari. Da, noi am făcut în piscină, la hotel. Eu n-am știut că sunt de la tine, că nu mă mai ducea dragul, luam de la aia, luam de la tine, dar ce? Da, că nu-mi trebuie. Păi de unde să știu, n-am știut. Și aia corcodus și aia mari, ce? Nu mai, nu mai, am altuit, am pus banan, păi te țuică de banan, nu ți-a... Da, mă, că și miroase. Ce, a făcut, am pus banan, mă, că nu mai mergea cu climatul ăsta, nu mai. Și am pus banani, dar bun, și țuică, bun. Eu n-am pus banani, că nu s-a mai găsit semințe. De banani? Da. Nu. No. N-am mai. Păi și bananele tot la ouă cresc, să fac din ouă. Da? Le pui omletă jos la rădăcină, cum? Eu n-am avut de banani de astea, că n-am avut ce-ți plante și am plantat un baobab. Ce baobab? Un baobab e un pom, bă, adus din Africa prin mari intervenții, e un pom care crește, dacă te strângi 20 de familie să-l înconjori așa, să te ții de mâini, n-ajungi. Un sat întreg n-ajunge, i-am chemat pe aia din satul de alături și tot l-am înconjurat. Crește așa de gros că a trebuit să locolim cu mașina, bă. Și cu pomul să-l ocolim cu mașina și a mers până pe la jumatea lui și s-a terminat motorina și a trebuit să ne întoarcem pe jos, punem motorin sau ce mașina înapoi acasă, da? Și am văzut că merge cu mașina, am cumpărat un tren, bă, am făcut cale ferată în jurul lui. Făcut cale ferată și acum vine și turiștii, știi, 3 zile cu trenul și am făcut cantoane, așa, știi, că mai oprește lumea, să mănânce, să mai doarmă. Cum e cu mocănița? Da, și acolo e câte un cantonier care stă de... De asta, frânarul, știi? Dă, oprește trenul, coboară oamenii, îi mănâncă o sămânță, spage un sâmbur, bea o țuică, îți suie în tren și până îi dă o col la toată. Durează mult. Durează, asta. Da. Nu te duci în Spania cu autobuz. Da, că uite, am avut nevoie, că Alicuscu, mânesa lui ăsta, lui Ilie. Da, da, ține. Ăla, da, a avut botez săptămâna trecută și a zis că dacă am să-i dau lui niște lemn de ăla de... Babau. Babau, să facă niște scobitori pentru anuntă, bă, și e greu de tăiat, e greu, că îți dai seama dacă ți-a 3 zile să-l înconjori cu trenul, n-aveai cum, știi? Și atunci am montat la tren niște drujbe, bă, cum era aia în Mad Max. În fiu, știi, când scotea de la roți aia și îi tăia lua la cauciucule, așa am pus niște drujbe și când dai tura în jurul babamului, faci sare și iașchi, știi, scoate scobitori. Scoate, dar a fost probleme cu ceferiștii. Păi? Da. Păi când trecea cu drujbele, le tăia capul aia la frânare. Nici numai ceferiști, numai până aici, așa, fără mână și fără cap. Păi trebuie să ai grijă cu protecția muncii, cu astea, cu... Că e periculos acum, ai văzut. Bă, dincolo de bananieri, dacă vezi, te ia zor. Nu, cine? Am crezut că s-a strâns de la ploaie. Nu, bă, iaz am făcut, iaz am luat pește aici. Am pești de aia mici, mari. Tofaci de aia, somn de voi, da? Știu că n-am. Merge cu peștele, cu astea, scoate icre. Aleu, și ei și el. Da? Da. Scoate, eu am vândut icre la toată lumea și la ăștia, la colț, la noi aici, la știu unde stă ăștia cu roșii. Da, dincolo de magazin. Acolo și acolo și la București și la... Bă, tot glumbul ăsta pământesc am vândut icre. Băi, ești nebun, da, în Africa, în Australia, acolo. Păi ăștia la chinezi, de exemplu, nici nu mai mănâncă orez, mănâncă icre. A schimbat orezul cu icre. Ochile s-a dat invers acum, s-au lungit în partea asta. Yeah. Nu că și eu am vrut să fac cu ias tot așa lângă, în spate, dar a zis că... E treabă bună, să știi. Yeah, păi știu că e treabă bună, dar n-am avut... La noi nu prea mai case capuțul, știi? Am se capuțul din curte și atunci am să luăm o baltă mai mare, bă, ceva, și am cumpărat Marea Neagră. Am cumpărat Marea Neagră și am băgat ea tot felul de pește de ăsta, de păstrăv, șalău, da, l-am populat, am cumpărat ala și șalău și de ăsta, să vezi pulpă de șalău să mănânci, dacă nu nebunești, exact pește de apă de mare. Injectate așa? Da, nu, bă, e natural, e... Cu pulpele ca la curcanii americani, auzi? Păi și ai mai găsit un să le vinzi? Dar cum? Cum? Și icrele și pește, dacă nu vând, că n-am...
Am vrut să vând și eu ca tine, bă, că dar e, toată lumea e plină de icrele și de peștele tău, bă, din astea. Pe Pământ n-am putut să vând, dar aia că au început să vând pe Marte, pe Venus, pe Jupiter, pe Pluto, pe Neptun, pe constelația Andromaca. Andromeda, în carul mare, carul mic, carul mare și-a rupt toți, ia bă, de cât a cărat la icre, ești nebun. Am dat în tot universul, bă, dar ce-s cheltuie? În toate universurile am vândut icre și pește. Azi, bă, păi nu mai dai o țuică și tu, bă? Că nu să-ți mai dau o țuică, nu mai am țuică. Nu mai ai, bă, ce ești sărac, ce n-ai zis că ai afaceri, până China, până Australia, până de-aia. Păi și tu n-ai, bă, afaceri, eu am băut-o toată cu tine, tu n-ai afaceri, tu nu poți să dai o țuic? Nu ai tot universul ăsta vins peste tot în toate Andromedele și galaxiile? Bă, da, bă, dar asta am vândut până în 2019, că după aia vei pandemia, păi ce crezi că la ei altfel? E criză și la ei. Păi, totul e închis, e lockdown univers. Ce să facem acum? Păi, ia vede, că l-am murit tatu. Nu ai pus tu o litră la căpățână, la groapă? Băi, să știi aia de jumate, de prună. Ei. Prună curată. Hai să-l dezvelim, ia o lopată, hai. Zit, pum, să trag un roitel, băi, e viu! Bunicule! Eu!